Am crescut într-o familie în care tatăl meu a fost foarte violent, mai ales pe fondul alcoolului, și am văzut foarte multe scene din filme de groază în familia noastră. Am văzut ocazii în care tata a vrut să omoare pe mama, când a vrut să o arunce de pe geam de la etajul 3, altă dată am văzut cum a încercat să o omoare cu o furculiță, altă dată cu un cuțit, altă dată cu un spray paralizant. Am văzut de multe ori sânge pe perete, aruncat așa de tata, știi, se tăia la mână că lovea câte ceva și după aia împrușca cu sânge peste tot. Am văzut cum arunca oale cu mâncare pe jos, pur și simplu că nu-i convenea lui ce gătea mama. Ideea este că am stat în stres, în tensiune, la gândul că tata vine acasă. Când venea acasă se întâmplau lucruri nedorite de fiecare dintre noi. Așa se face că pe la 10 ani, pe când citeam o carte de dezvoltare în care scria că dacă vrei să-ți îndeplinească visurile, ai face bine să ți le notezi, eu mi-am notat două visuri. Unul era să am o familie faină și al doilea vis era să am un job care să mă ajute să fac bine multor oameni. No, timpul a mai trecut și prin adolescență, tot așa impactat de stresul și tensiunea din familia noastră, mi-am jurat că eu în viața mea nu o să fiu ca tata. Și timpul a trecut, m-am căsătorit și n-am fost ca tata din unele perspective. Adică n-am consumat alcool, n-am fost infidel, n-am fost gelos, n-am bătut-o pe soția mea, însă n-am putut, n-am știut să evit abuzul emoțional. Și da, ani de zile mi-am abuzat soția emoțional, deși eu habar n-aveam de lucrul ăsta, adică eu eram pe mentalitatea diferit înseamnă greșit. Adică dacă tu nu gândești, nu simți și nu acționezi ca mine, ești greșită. Și uite așa se face că am criticat-o ani de zile, am disprețuit-o pe soția mea, am tot încercat să o schimb. Eram pe mentalitatea asta că eu știu ce-i mai bine pentru tine, prin urmare, pentru că te iubesc, te critic și încerc să te schimb. Și uite așa încercam să-i spun cum să se îmbrace, cum să se aranjeze, ce prieteni să aibă, cu cine să vorbească, ce muzică să asculte. Mă rog, încercam să-i spun cam cum trebuie să arate viața ei, cum să-și petreacă timpul liber, cum să-i crească pe copii. Deci eu știam ce este mai bine pentru viața ei, așa credeam eu atunci. Și ani de zile au durat situația asta în familia noastră și într-o noapte n-aveam somn și pe la ora 2 noaptea citeam mai multe articole și la un moment dat am dat peste un articol care vorbea despre abuzul emoțional și am fost foarte tentat să trec peste el, am și trecut și tot îmi stăruia în minte un lucru. Tu nu cumva ești un abuzator emoțional? Și primul gând care îmi venea în minte era, eu, ce zic, cum adică abuzator, persecutor, eu nu sunt unul din ăștia. Și totuși, până la urmă, am zis, hai mă să văd ce scrie în articolul ăsta. Și l-am citit și am fost șocat. Am fost șocat pentru că în seara aia, pentru prima dată, am înțeles că abuzul emoțional era fix ce făceam eu față de soția mea. Critica, disprețul, negativismul, reproșurile și toate comportamentele de genul ăsta, fix asta însemnau, abuzul emoțional. Evident că am fost șocat, am plâns mult în noaptea aia și de-abia așteptam să se facă dimineață. Când s-a trezit soția mea, evident că primul lucru ăsta l-am făcut, m-am dus la ea. Am îmbrățișat-o și am povestit tot ce am citit și i-am spus să mă ierte pentru că am înțeles cât de tristă este viața ei, așa pe interior, că în exterior ea nu arăta dragă de ea. Și mi-am cerut iertare și noaptea aia, practic, a fost un nou început pentru mine. Pentru că începând din acea noapte, am început să lucrez cu mine, am început să adopt mentalitatea asta. Diferit înseamnă doar diferit. Când tu nu simți și nu acționezi și nu gândești ca mine, nu înseamnă că ești greșit, ci ești doar diferit. Și uite așa am început să mă deschid din ce în ce mai mult la minte, am început să accept și perspectivele diferite ale soției mele, am început să o valorizez, să o respect, chiar atunci când eu nu rezonam cu felul în care ea gândea și, mă rog, cum acționa, ce simțea ea. Iar lucrul ăsta a făcut să fie tot mai puține conflicte în relația noastră și dacă cumva vreodată mai ajungeam la o divergență, tensiunile și încărcătura emoțională era mult mai mică pentru că am ajuns să înțeleg că, de fapt, diferențele astea dintre noi trebuie să fie ocazii în care noi să evoluăm, să învățăm unul de la altul și nu trebuie să fie ocazii în care trebuie să luptăm să ne schimbăm unul pe altul. Și acum vreau să spun că ce ți-am spus mai devreme la început și anume, unul din visurile mele a fost să ajut cât mai multă lume să aibă o viață faină. Și în contextul ăsta vreau să știi că am creat un webinar
în care vorbesc despre ce mi-a schimbat mie viața, cum am ajuns eu să și cu soția mea să privim conflictele ca pe sursă de evoluție, de învățare, de progres și nu și să nu lăsăm conflictele astea să ne distrugă relația. Dacă este un subiect care te interesează și vrei să afli ce am făcut noi în viața noastră și care sunt acele principii pe care le poți aplica tu în relația ta, te invit să te înscrii la acest webinar, să dai click pe linkul de mai jos și te aștept să ne vedem cu bine. Pa, pa!